Te-a călăuzit, m-a călăuzit să vină cot de închinare, să se cheamă numele Său. Toată slava, toată cinstea se cuvine Marele Domnul, Frate Iisus Hristos, jertfa din Golgota, care sângele Lui are putere să vindecă. Aleluia! Dacă în dimineața aceasta vei deschide inima și vei veni înaintea Lui Hristos cu o inimă sinceră și netrăfăcută, vei primi vindecare! Fiindcă dacă mergem în Psalm 103, ce binecuvântează sufletele pe Domnul! Și nu uita niciuna din binefacerile Lui! El îți iată toate fără de legile tale, am zis, frate mei! Dar El îți vindecă toate bolile tale! Aleluia! Păi dacă Dumnezeu nostru ne vindecă, noi cum ar trebui să fim? Fiindcă dacă ați dat seama, frate, la lucrarea care s-a vorbit prin două sfânti, hai să-L fac, știe, Domnul, știi și tu, frate, Domnul, să te binecuvântează. O zis unii ca lărgesc calea. Hai dimineața, fă-ți un metal pe lângă mine. Dacă vrei să ai parte de Hristos. Aleluia. Și dacă vrei să ai parte de vindecare, primești vindecare. Poate de alte zile strigi ca tu să te vindeci. Și nu primești vindecare de ce cauză. De multe ori aduce bolnavul în casa Domnului. Și nu primeam rezolvare. De ce? Este problema la tine, tutor. Cum vine aici Lui Hristos și cum vedeți Evanghelia aici? Inima ta este curată, inima ta mai este ceva? Păi dacă nu poți să primești pe fratele tău care te rogi și care vezi, cum poți să zici că primești pe Dumnezeu care nu vezi și nici nu-L simți? Și cum vrei să primești vindecare? Dragii mei, hai să le arătăm în dimineața aceasta. Fiindcă doi oameni, au să fiu scump, doi oameni să suiau la templu, la ceasul la Domnului, zice, în această rugăciune, un om stătea afară, un loc așteptea să primească ceva. Oare tu și eu ce așteptă să primim în dimineața aceasta? Ce așteptă să primești? Își întindea mâna ca să capătă și el de ce avea nevoie. Petru și Ioan, așa zice Scriptura, în Faptele Apostolului 3, curucios. Aștepta să capătă și Petru și Ioan s-au uitat ținte la el. Au zis, ce-ți aur, argint și bărnave ce dă, dar îți dăm ceva numele Lui Iisus Hristos. Spală-te! I-a zis, umblă! Și tu dimineața aceasta. Dacă te crezi că Iisus Hristos este Fiul Lui Dumnezeu din toată inima ta, vei primi vindecare, vei primi alinare. Fiindcă sunt mulți copacul spitalelor și strică către Dumnezeu. Sunt mulți care avea să vină corpul de închinare, se cheamă numele Său. Și nu pot! Și noi, care suntem sănătoși și îi mulțumim Lui Dumnezeu de casa Lui, hai să strigăm la Dumnezeu dimineața aceasta. Să nu fie rușine. Frate meu, sora mea, vă spun numele Hristos, să nu fie rușine. Atunci când revelația Domnului suntem ca sub ta și vine să o strângi, strigă. Aleluia! Fică atunci este prezența Domnului Sfânt. Aleluia!